Domnul Cernea, vă rugăm frumos, sunteți top model, vă rugăm. Aveți cuvântul. Vă rog foarte mult să nu afectați libertatea presei. Pentru că orice lege adoptăm, ea trebuie să aibă întâi de toate o legitimitate democratică. Bun, am revenit în studio, avem o legătură telefonică directă cu domnul Remus Cernea. Bun găsit, domnule Cernea, la ce se referea domnul Zgonea, chestia cu top modelul? Vă salut. Probabil aveam în vedere acel cod de conduită în spirit conservator pe care vrea să-l impună Parlamentului. Cod de conduită care, iată, generează dezbateri, pentru că ar fi vorba de măsuri arbitrare și abuzive care ar afecta libertatea parlamentarilor de a se înfățișa celor din jur așa cum doresc. Cred că și în politică și în societate trebuie acceptată o anumită zonă de nonconformism. Orice societate pentru a se înnoi are nevoie de nonconformism, asta rămâne încremenită într-un conservatorism prost înțeles. Dar domnule Cernea, s-ar putea să aibă legătură cu declarațiile dumneavoastră pentru ziarul Gândul, a spus că vă pregătiți pentru Parlament niște tricouri cu Pink Floyd, cu Metallica, niște formații recunoscute. Da, pentru că domnul Zgonea s-a întreținut cu domnul cu Roger Waters înaintea concertului The Wall, de acum câte două luni. Acum că domnul Zgonea vrea să interzică Pink Floyd sau să interzică parlamentarilor să poată tricouri cu Pink Floyd la Parlament. Ceea ce este încă o dovadă de duplicitate. Și în ultima instanță, Parlamentul are nevoie pentru a-și câștiga respectul din partea cetățenilor de o anumită prestanță, de o calitate a discursului politic, de o calitate a legilor, a dezbaterilor pe legi și a legilor votate, nu de astfel de măsuri care privesc forma, lăsându-se cu totul deoparte conținutul. Da, domnul Cernea, acum pe mine mă surprinde declarația asta să facem ținute noi și pentru femeile de serviciu și pentru personal auxiliar. Se plângea Valeriu Zgonea că nu mai există bani, că nu sunt bani pentru deplasări, că nu sunt. Iată că acum se gândește să facă uniforme. Eu da, nu pot spa-uri. Să cred. Am văzut că și spa vrea să facă. Și spa, eu nu pot să cred. De spa-uri, de uniforme, să tundă parlamentarii care mai jenează puterea. Da, am văzut că să-i restricționeze, să le restricționeze accesul și așa mai departe. Am văzut să-i pună la cravată și costum și să stea cu minți în banca lor să nu mai fie nimic. Cam asta la urmă, domnul Cernea, ce e una asta ca un parlamentar să vină îmbrăcat decent la muncă? Lucian Iliescu. Și chiar să aibă și costum și cravată. Eu am văzut zilele trecute un domn care vroia să ia cuvântul de la microfonul cele mai înalte, în fine, entități din țara asta, Parlamentul României, îmbrăcat în blugi și într-o cămașă. Totuși, vorbim de Parlament, vorbim de... un exemplu de același fel din Parlamentul Germaniei, din anii 80. Joschka Fischer, care a ajuns și ministrul de externe al Germaniei, în anii 80, când a intrat în Parlament cu Partidul Verde, a venit încălțat în basket, în tenis. Această încălțăminte este acum obiect de muzeu. Este pus în muzeu. Lăsați-i pe politicieni să-și păstreze și o doză de nonconformism. Urmăriți-le ideile, valorile pe care le promovează. Păi asta e, domnul Cernea, că nu prea avem... Nu urmăriți valorile promovate în Parlamentul României. Nu, oricum, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că domnul Zgonea trebuia să se gândească să facă un regulament cum să îndepărteze persoanele incompatibile sau condamnate definitiv cu suspendare decât să facă tricouri cu... Mai bine ar face niște tricouri cu Pinocchio, drept uniformă. Da, adică dacă facem o confuzie între forma și fond, vom deveni sclavii formei și vom plăti un preț scump pentru neglijarea fondului. Și aveți dreptate, haideți să luăm acele măsuri și acele decizii care să ducă la o calitate superioară pe stației parlamentarilor. Nu să ne uităm la cum se îmbracă. Nu haina îl face pe om, este o vorbă din bătrâni. Nu contează cât de lung am părul, important e cât și cum gândesc, spunea Florian Pitiș. Așadar, haideți să ne uităm la esența lucrurilor și să nu ne amăgim că ne va îmbunătăți viețile, dimpotrivă, va crea conflicte inutile.